Campania de curățenie din municipiul Suceava continuă chiar și de 1 mai, dar mare parte dintre suceveni vor sărbători Ziua Muncii printr-o zi liberă. Iar pentru că 1 mai muncitoresc fără grătare, pe care sfârâie mititei și fleici de carne, nu e de închipuit pentru români, Primăria Suceava a pregătit câteva spații pentru grătare, asta pentru cei care vor să se apere de soare undeva în preajma orașului. Cât privește amenajarea locațiilor de picnic, avem una făcută conform standardelor, ca să zic așa, în zona iazurilor, acolo unii primării are două iazuri, avem grătar, avem pază, avem tot ce trebuie și sigur mai multe locuri din oraș am făcut curățenie, în zona Burdujeni, la Pădurici, la Vicola, în zona Zamca, la Cartodrom, sucevenii care vor să meargă la iarbă verde, aceeași rugăminte îi rugăm să păstreze curățenia. Iar pentru că din tradiția picnicului în viziunea românească nu pot lipsi ambalajele, gunoaiele și peturile lăsate în urmă după orele petrecute în aer liber, primarul Ion Lungu face un apel la suceveni să lase locurile de picnic măcar așa cum le-au găsit.